Stimați telespectatori, ne aflăm într-unul din satele noastre tradiționale românești, un loc încărcat de istorie. Ce spun eu? De fapt, istoria ne vorbește. Viitorul se află în ochii oamenilor. Chiar și în ochii mei aș putea spune dacă am sosit în acest sat. Copiii dau binețe oricui. Ne aflăm, așa cum v-am spus, pe o... nu mi-aduc aminte, stați numai puțin, am notat aici. Unde ne aflăm noi acum se numește Uliță. Uliță. Stăm și am... am uitat să vorbesc la asta. De ce am venit aici? Am venit să vorbim cu câțiva țărani tradiționali de-ai noștri pentru a reînvăța obiceiurile seculare pe care noi, orășenii, le-am cam uitat. Bună ziua! Bună ziua! Numai puțin! Bună ziua! Am venit aici, în satul dumneavoastră, pentru a realiza un reportaj. Da. Spuneți-mi și mie și telespectatorilor cum vă numiți. Stați așa. Mă numesc Cireș Ion și merg pe 52 de ani. Stimați telespectatori, iată optimismul tradițional că a căzut ce... o frunză. Iată optimismul tradițional al țăranului român. El nu ne spune ce vârstă are și cât va împlini. Și ce făceai dumneata, bădie Cireș Ion, aici? Prin ograda prindeam o scândură în gard. Extraordinar meșteșug secular. Și cum procedezi? Filmează, te rog frumos. Păi potrivesc scândura și bat cuiele cu ciocanul. Aha, am înțeles. Bun. Numai puțin. Acesta este... Ciocanul. Ciocanul, nu? Da. O unealtă veche decât lumea, dar cât de folositoare. Ia-l înapoi că e cam grea pentru mâinile mele. Dumneavoastră văd că sunt bătătorite de muncă. Da, toate sunt numai o bătaie. Bun, așa. Și acesta este... Acesta? Acesta este... Cuiu, taică. Cuiu. Cuiul. Cuiul, da. Și unde loviți dumneavoastră? Aici, în chestia asta, stai mai puțin, ca o pălărie, cum se numește? Pe-ți mâni eu, mă scuzați. Aceasta este floarea de la cui. Domnule reporter, mă scuzați, eu sunt Prună Ion, văr bun cu Cireș Ion. Și merg pe 34 de ani. Interesant. Deci floarea, cuiu... Așa, și o bateți în... Unde, în ce o bateți? Ia. O pălim aici! Așa. Da? Până ce? Până intră în leaț! În leaț. Da, ia ține numai puțin că mi-am notat eu toate denumele. Să vorbesc la el. Leaț? Leaț, gata că le-aveam notat. Este... Nu este mai nepricepuți. Acesta este, da. Aceasta este, deci lemnul acesta transversal se numește leaț. Leaț. Vedeți? Această scândură, stimați telespectatori, se numește leaț. Și vreau să bateți, să se audă și pe sunetul nostru. Sunet. Da. Ascultați sunetul ritmic și hotărât. Sunetul ritmic și hotărât cu care se intră cuiul cu partea ascuțită în lemn, iar acest lemn nu se va mai mișca din loc, așa cum poporul român de veacuri nu se mișcă de pe aceste meleaguri. Că noi avem o... Mai iese, că se lasă vecinii ăștia când vin seara de la cârciumă și bezi și se lasă pe ei. Că nu îi pune eu parul pe ei odată să le sară fulgii cu tot. Numai puțin interesantă apariție. Aș vrea și dumneavoastră să vă prezentați aici. Cum vorbiți? Da, Cireș Floarea sunt, fica bădiei. Și merg pe 22. E nepoata mea. Da, e fica mea. Deci, Cireș Ion și Cireș Floarea. Da. Și... Dumneavoastră, da, aranjat de la cameră țărancă tradițională de-a noastră. Cum, ce făceați dumneavoastră aici? Eu aici torceam. Torceați? Da. Ce torceați? Niște cânepă. Da. Niște cânepă. Uitați. Puteți să ne arătați puțin așa, da? cum se torce? Uitați această femeie simplă, cum își face singură
materia primă pentru veșmintele următoare. Așa, să văd ce mai mi-am notat aici. Așa, aș vrea să prezentăm numai puțin, să prezentăm telespectatorilor câteva obiecte tradiționale românești. Să-și mai aduc aminte toți care au plecat, de unde au plecat și unde au ajuns de ele. E vorba de... Stați că mi-am notat aici, că de asta e chiar și cu microfonul și cu așa. Așa, da. Un obiect cu mare semnificație istorică. Ce este el? Se numește că... Ia uite, mă, iar am uitat. Extraordinar. Stai. Se numește... Țăpoiul. Da, țăpoiul. Țăpoiul compus din... Ce este el compus? Din coarne și o coadă. Cred că face referire la cel mai iubit animal din această ogradă, vacă. Da. Vă scuzați. Acesta, vedeți, este da, toporul. Și are o coadă de lemn, după cum puteți vedea. Da? Iar acesta este hârletul. Și are și el o coadă de lemn. Da? Așa. Da, da, da. Și... Da, ce faceți? Nu notați? Să notez, da, numai puțin. Deci a spus... Să vă ține microfonul. Da, mai țineți microfonul. Să nu vă fie deci, greu. A zis așa, că este topor. Da. Hârleț. Da. Așa, bun. Am notat, mi l-am subliniat. Da. De fapt... știți, aș vrea să... Da. N-aș vrea să desconspirăm, dar numai puțin. Da, la urmă, tot noi le-am pus așa, că să facem o mică regie, dar acesta o vom tăia la montaj, nu este. Mai departe. Nu, stați numai puțin, că am văzut și eu ceva aici. Stați. Ne pricepe și noi. Acesta este un... ceaun. Ce credeți că am uitat chiar așa? Este ceaun. Aici avem o căniță, aici o cofiță și aici un cofăieș. Cofăieș? Cofăieș? Ce frumos sună! Cofăieș ca un vers de baladă. Da, și mai avem ceva. Ce mai avem? Surpriză. Da. O cratiță. Ce frumos sună acest cuvânt. Cratiță. Ca o doină, cum spuneți dumneavoastră. Cratiță. Da, stimați telespectatori, da, iată și intruziunea banalei cratițe, în sfârșit cratițe, că na, nu sună acofești, dar intruziunea este un semn al contemporaneității, să zicem așa. Dar totuși, totuși ea face un zgomot frumos, ați văzut când am așezat. Dar în sfârșit trece mai departe. Până când Lelița, floarea cireș, va spăla cânepa la râu. Și... Eu la râu? Ce? Păi, nebunit, ești zărghit. Cum să spăle la râu? Păi nu am eu mașină de spălat de la performant automat. Te degeți de aia buni, aduci de la oraș. Da, da. Bădie, să știți că noi nu... Asta mă trebuie. Nu așa vorbisem înainte de emisiune, dar în sfârșit mai avem pentru dumneavoastră contemporaneitatea a pătruns și la sat mașina de spălat. Surprize, surprize, surprize. Da. Totuși aș vrea să nu încheiem acest reportaj în această notă de contemporaneitate, pentru că până la urmă hârlețul rămâne hârleț, iar țăpoiul rămâne țăpoi, cu care s-au ridicat la luptă atâția și atâția țărani. Da, nu știu ce mai cazul de luptă acum, pentru că asta sunt vremurile care le trăim. Iar am înțeles că aveți detergent și asta. Detergenții, da, care îi aduce Bădia Cireș Ion cu căruța de la oraș, nu-i așa? Bădie, nu, spune! Pe nu mă duc eu cu căruță, taică! Pe mă duce la rodă tot la șale! Nu mergi cu căruța? Bădie, ți-am spus eu că trebuie să facem un reportaj, dar cu ce mergi dumneata la oraș? Stai o țâră! Senzațional! Deci cu această dracovenie te deplasezi, Bădie Cireș, la oraș. Da, la cât cai puterea are, cu asta fac și arăturile de primăvară. Hei, cine sunteți voi? Noi suntem extraterestri. Și ce căutați aici, mă?
am venit să luăm caseta cu grupul Vouă și DVD-ul. Caseta cu grupul Vouă? Ce-a scos grupul Vouă caseta? Ce? N-ați aflat? Nu! E momentul să aflați! E timpul să aflați și voi? Că Țara lui Papură Vouă se află pe casetă și DVD? În toate magazinele de specialitate. Interesant! Lasă-mă buta jos. Așa ceva n-a văzut pământul. Băi,